Jack, piratul cel teribil. Ciudatul caz al lui Angus Dagnabit. Unde e? Unde e Hagisul de aur? Unde ascunde scoțiarul ăla tâmpit? Riscăm foarte mult, jefuind castelul celui mai țeflos scoțian care a călcat vreodată pe pământul ăsta. Capitane, cum arată Haggis-ul ăsta de aur? Păi nu știu exact ce este un Haggis, dar bănuiesc că arăta ca un Haggis făcut din aur. Ca acela din mâna ta. Dă-l încoa! Uită-te la el! Cred că valorează o avere. În Gravelgas, Haggis-ul ăsta de aur ar trebui să aducă ceva bănuți mulți. Ce-i sunetul ăla frumos? Cimpoaie! Cimpoaie! Urăsc cimpoaiele! Oh, nu! Nimeni nu cântă scoția vitează cu așa mult zel! Nimeni, cu excepția lui Angus Dagnabit! Bine încoace! Repede, trebuie să facem ceva! Ușurel, căluțule, armăsarul meu credincios! Iată-l! Solidul castel Dagnabit! Hai să fie! Ce rău s-a abătut asupra frumosului castel Dagnabit! Cine ar fi putut face la ceva, căluțule? Trebuie să vedem dacă Haggis-ul familiei Dagnabit e în siguranță! Hații! A dispărut! Haggis-ul de aur a dispărut! Nu puteau ajunge departe! Repede, căluțule, să aprindem luminile, să căutăm niște indicii! Hai! Probabil s-a ars becul, nu, căluțule? Ce zbui, fetițul? Cine? Jack cel teribil? Unde? Aici? Salut, Angus! Ce faci aici? Aici locuiesc! Tu ce faci aici, flăcău? Eu? Și prietenul meu, Slack! Noi ce? Eram în zonă și nu am auzit că am... O gălăgie îngrozitoare! Da, o gălăgie îngrozitoare și am... Să venim aici să-ți furăm Haggis-ul de aur. Ce am vrut să spună? Era că am hotărât să venim să vedem cine ar putea încerca să-ți fure Haggis-ul de aur. Înțeleg. Și cine încerca să fure Haggis-ul? Noi. Niște personaje foarte, foarte dezgustătoare. Da. A fugit acolo! Dacă te gândești, ai putea să-i prinzi. Și nu ești tu cel care încerca să-l fure, nu? Jack cel teribil. Eu? De ce ar vrea să fură faimosul Haggis de aur Dagnabitoare? Pentru că valorează o avere și te-ai putea pensiona și ai trăit ca un rege pentru restul vieții tale mizerabile. Ei bine, asta înseamnă prietenia. Dacă tu crezi că voi veni aici să încerc să-ți fur Haggis-ul de aur, atunci ești singurul dintre oamenii care s-ar gândi la un asemenea lucru. Atunci, ce-i ăsta? Hai să fiu maimuță! Ia uite, Snack! Hoții probabil ne-au auzit vorind și au ascuns Haggis-ul în haina mea! Oh! Ar trebui să te trimit la creatorul tău chiar acum! Dar prefer să te înving în testele tradiționale scoțiene de forță și îndemânare! Dacă învingi, poți păstra Haggis-ul de aur! Dar dacă ne înving eu, nu numai că primesc Haggis-ul înapoi, dar tu primesc și corabia ta și satisfacția de a te primi încercând să noți înapoi la Gramgast! Haide! Bine, miros de Haggis, care-i prima probă? Fiecare vom folosi unul dintre acești bușteni să vedem cât de departe îl putem arunca. Înțelegi? Cred că voi, scoțierii, sunteți foarte, foarte plictisiți. Preferi să te termin cu cimpoiul? Nu, pentru Dumnezeu, nu cimpoiul! Tu primul! Uite cum se face, flăcău! Uite cum îl arunci! Hei! Ce naiba facem cu chestiile astea? Te rotești cu el și vedem care îl poate arunca mai departe! Aruncă mai departe dacă poți, fetițo! Este cel mai înfricoșător lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Curling? Cred că-i glumești. Serios, plictisitor.
Inchizitor, e un test bărbătesc de forță și îndemânare, floare de mărăgar ce ești tu. Nu atât de bărbătesc ca ceva la care m-am gândit eu. Și la ce te-ai gândit, fetițo? Un tun. Sigur că un tun. Nu-mi spune că n-ai băgut niciodată vechea probă cu tunul din Glen Morangy. Proba cu tunul? Păi eu... nu. Care-i scopul? Scopul e să vedem cine poate fi aruncat din tun cel mai departe. Un test de îndemânare aerodinamică. Eu sunt primul flăcău. Acum, ce trebuie să fac? Bine, Angus, cum dorești. Intră aici. Hai, căluțule! E tuneric bezna aici. Și acum, ce fac? Mergi înainte până nu mai poți înainta. Cred că ai exagerat cu praful de pușcă, nu e așa? Scuze, capitane, pe cutie scria folosiți cât doriți. E bine, probabil că e teafără, poate. Înapoi la găina de mare! Ce trofeu, nu, Snack? Capitane, nu crezi că Angus va veni după noi, nu? Cum ar putea, Snack? Chiar dacă noi într-un milion de bucățele avem un avans uiaș! Nu crezi că bucățelele lui vor veni după noi, nu? Nu mai fi ridicol, Snack, și urcă acolo! Hai, Snack! Ia harness-ul și ai grijă! Hai, dată, Snack! Cărei perec de mâini vrei să-i dau? Dă-mi harness-ul înapoi! Ești terminat, scoțiar gogobacești! Te-a făcut bucățele pe tine și pe căluțul tău, idiot! Sunt la 2 metri sub pământ, Jackson, teribil, dar îmi voi lua apoi harness-ul de aur. Spiritul meu și cele ale strămoșilor mei nu se vor odihni până ce harness-ul de grăbit e înapoi în castelul meu. Ei bine, cred că vei sta treaz ceva vreme pentru că harness-ul e al meu! Știam asta, așa că am o surpriză specială. Mie nu prea-mi plac surpriză! Suntem, capitane? Ce-i locul ăsta îngrozitor? Nu știu, Lancaster? Eu sunt Zâna Fermecată Roz și voi sunteți pe tărâmul morților și am venit să vă rog frumos să-i înapoiați haggis-ul de aur lui Angus. Nu-mi plac zânele fermecate îmbrăcate în roz. Și ăsta e să-l pesticid puternic. Ești un om rău și cred că e timpul să-ți dau o lecție. Nu cimpoaie, nu cimpoaie, orice, dar nu am vrut zidele alea de cimpoaie, nu vreau cimpoaie, nu suport! Suntem toți Dagravit care au trăit și murit vreodată, frate! Păleți atacă! Să-mi dai înapoi Harris-ul de aur, Dagravit, Jack sau nu? Nu vreau! Putem cânta o veșnicie! Bine, 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 ia-l înapoi, ai câștigat, Angus! Ia-l, gata! Aveam toată intenția să câștig, Jack cel teribil! Nu te înlașești! Harris-ul e din nou al nostru! Ură! Și acum, acolo unde stofa ecosez nu are limite! Înveselește-te, capitane, măcar am scăpat cu viață. Na, cred că asta e mai mult decât puteam spune despre Angus. Totuși, haggis-ul acela de aur m-ar fi făcut bogat pe viață. Nu mai contează asta, capitane. Am pregătit o masă specială ca să sărbătorim că suntem încă printre cei vii. Serios? Ce e? Ăla trebuie să nu fie ceea ce cred eu. Na, e haggis. Știam eu. Uite, ce naiba e haggis până la urmă? Sunt buze și copite și bucăți mărunțite ale părții care trece ultima peste garda vacii servite în intestin de oaie, capitane. Că, n-am să mănânc chestia aia, pare complet dezgustătoare. Dacă nu-l mănânci tu, îl mâncăm noi, Black Hell.